Să se demonstreze că ecuația x pătrat minus 2x plus 1 plus a pătrat egal cu 0 nu admite soluții reale pentru orice a diferit de 0, adică orice a număr real fără 0. Observați, termenul liber este acesta. Dar apoi să calculăm delta. Delta este b pătrat, adică 4, minus 4ac, 4 ori 1, ori 1 plus a pătrat, adică este 4, desfacem paranteza, minus 4 minus 4a pătrat. 4 și cu 4 se reduc și ne dă minus 4a pătrat. Ori, 4 fiind pozitiv, a pătrat fiind pozitiv, acesta este în principiu mai mic sau egal cu 0, da? Dar, că avem și minusul din față, dar atenția, a nu este 0, este orice număr real diferit de 0, prin urmare delta va fi mai mic strict ca 0. Ori dacă delta discriminantul este mai mic strict ca 0, știm că cele două soluții x1 și x2 nu aparțin lui R, adică aparțin lui C mare minus R, sunt imaginare.